Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o nouă citere pentru cei născuți în zodia fecioare sau cu Soare, Lună, Venus sau Ascendent în zodia fecioarei. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc celor care v-ați înscris la acest canal. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru cuvintele frumoase de încurajare. Dar. Pentru cei care își așteaptă Zodia și n-au suficientă răbdare, vă rog din tot sufletul, nu mai întrebați, nu mai puneți presiune, pentru că știu, trebuie făcute 12 Zodii, da? Încerc să le fac în limita posibilităților. Sunt un om și am și o viața mea și problemele mele. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Mai încerc să amestec încă un pic din cărțile pe care deja le-am amestecat pentru februarie, pentru fecioară. Uf, da. oh, deja a mișcat și camera. O stare oarecum de... Ia uite. Nu de cupe. Poate cineva e autosuficient, poate cineva, unul dintre voi. iau deja, de două ori, nouă de cupe. Cred că undeva vă duceți la o petrecere și poate beți mai mult decât este normal. Poate aveți vreo cunoștință, deși, 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 ia uite, cu trei de săbii și cu roata norocului, unii dintre voi ați avut parte de o dezamăgire, dar șansa, vă întâlniți cu cineva care poate vă distrage atenția de la această dezamăgire. Ok, hai să tai cărțile fecioară. Soare, Luna, Ascendent, Venus în Fecioară, februarie 2019. Regina de monede, ce aveți în suflet, luna voastră? Ia uite, îndrăgostiți la ce vă gândiți. O grămadă de lume, regina de cupe, cum acționați? De ce vă e frică? Două de săbii. Ce vă doriți, nebunul? Ce reușiți pentru februarie? Valetul de monede. Haideți să vedem și partenerul, partenera, persoană de care vă simțiți atras, interesat. Justiția. 3 de băte. 4 de cupe. 2 de monede. Valetul de spade și 9 de săbi de spade. Cred că Ozodia a mai avut ceva asemănător în poziția finalului de februarie. Ia uite, foarte frumos! Energia comună dintre voi doi este asul de, de cupe urmat de 6 de cupe și de lună. cred că unii dintre voi, Ba, uite și de soare, poate, poate această eclipsă, da, opoziția soare-lună vă ajuta să vă decideți într-o privință, într-o relație mai veche de prietenie sau, dacă nu e mai veche, cu care vă simțiți foarte familiari și... Simt că aceast, acest as de cupe va aduce o nouă perspectivă în relația voastră de dragoste, sau o nouă dragoste. Sau o nouă dragoste. O nouă dragoste cu cineva din trecut, da? Un prieten, o prietenă cu care vă simt, de care vă simțiți foarte apropiat, sau o persoană cu care vă simțiți foarte bine. Dar cu care ați avut o relație într-o altă viață. Ok, hai să citim cărțile. Luna voastră, Regina de Monede. Acesta este un semn de pământ. Aș putea să zic că sunteți voi, da? Dacă nu, poate să fie o persoană născută în Zodia Taurului sau a Capricornului. Este o persoană foarte creativă, foarte stabilă. Este o Regină. La regină și la regi nu se ajunge oricum. Uh, în sufletul vostru, vă simțiți ca o regină sau ca un rege. Pentru că aceasta este luna voastră. Simțiți că meritați foarte multe. Simți -vă, uh, cred că acesta e cuvântul. Vă simțiți valoarea, ceea ce este un lucru extrem de important. Suntem foarte mulți care nu. sau sunt foarte mulți oameni care nu își cunosc valoarea și, deși sunt oameni de valoare, ei însăși nu se apreciază corect. Cred că voi vă apreciați corect, cel puțin la nivel emoțional, deși e foarte posibil și la alte nivele să vă apreciați corect. În cazul în care nu vă simțiți voi așa, vă gândiți la cineva care are o valoare specială pentru voi, o valoare emoțională specială. Regina de Monede este o persoană creativă, fertilă, abundentă și foarte stabilă. Poate vă doriți să fiți așa. Poate v-ați setat cu ocazia acestei eclipse, da? V-ați setat intențiile, faceți afirmații, faceți ceva. Vreți să vă schimbați viața, că tot mai devreme am văzut roata norocului, da? Vreți să vă schimbați ceva și să vă autentificați valoarea în tot ceea ce faceți. Cum gândiți mercurul vostru? Aveți aici îndrăgostiții. O carte foarte frumoasă, o arcană majoră, extrem de pozitivă. Poate vă gândiți că v-ați îndrăgosti. Poate sunteți deja îndrăgostiți. Această carte reprezintă Mercur sau Zodia Gemenilor, mai bine zis, nu neapărat Mercur, Zodia Gemenilor, care Zodia Gemenilor e guvernată de Mercur, deci aveți un guvernator comun. Poate există un, un punct comun între voi și persoana de care v-ați simțit îndrăgostiți. Posibil comunicați foarte bine. Posibil comunicați foarte bine. Sau trebuie să luați o decizie importantă, pentru că deja aveți încă o altă carte care semnifică decizii. Trebuie să luați o decizie foarte importantă, dar de asta dată această decizie privește relațiile voastre relația cu persoana dragă sau cu, sau cu voi înșivă, pentru că aveți o regină de monede în suflet. Poate că e cazul să începe să vă iubiți mai mult în cazul în care nu v-ați iubit. Dar o variantă este prima oară cât citesc pentru fecioară. Pe acest canal nu știu ce s-a întâmplat în ultimile luni, dar cu un as de cupe bănuiesc că sunteți unii dintre voi pe care să vă îndrăgostiți sau vă gândiți, vă proiectați mentalul în așa fel încât să vă atrageți persoana, da, după legea atracției, să vă atrageți persoana care vi se potrivește. Aceasta este o relație foarte compatibilă. Poate vă doriți cu această regină de monede vă doriți o persoană absolut deosebită și atunci încercați să și gândiți într-un mod deosebit și să manifestați la nivel mental toate calitățile pe care le doriți în acea persoană, da? Ca să poată să vină mai aproape. Asta pentru cei singuri, care nu au pe cineva anume. Dacă sunteți deja într-o relație cu cineva, unii dintre voi vă simțiți foarte. Și simțiți că vă completează persoana în multe privințe. Martele vostru sau cum vă comportați în relația aceasta sau în public regina de cupe. Cum am spus, am senzația că unii dintre voi vreți să vă atrageți o persoană deosebită și începeți. Să gândiți și să manifestați. Ați făcut niște cursuri online, ați citit despre uh, noțiunea de manifestare, da? Faceți afirmații și încercați în, din toate puterile să, la, să vă lansați în, în jurul vostru, în public, cu acea energie pe care o vreți înapoi. Deci, vă. Comportați unii dintre voi ca această regină de cupe, foarte afectuoasă, foarte generoasă, foarte blândă, poate voluntarizați în anumite situații, aveți grijă de oameni cu probleme, de copii, de animale, încercați să fiți o persoană bună ca să atrageți, da, să vă atrageți perechea. Evident că nimeni nu-și dorește o persoană care nu corespunde valorilor interioare, da? În cazul în care nu sunteți voi atât de sentimental și de duioș ca această regină de cupe, poate cineva din de la locul de muncă să vă inspire această energie. <fiuță> Îmi cer scuze. Poate cineva de la locul de muncă să vă inspire această energie și să, să vă inspire în, în multe acțiuni pe care le, le veți face de-a lungul lui februarie. Dacă vorbim despre această relație, încercați să le oferiți serviciile și afecțiunea de care au nevoie. Spun asta pentru că văd că persoana care a apărut în etalare nu are cărți la fel de bune ca voi și poate există un impas, există o situație mai dificilă în viața lor și, apoi, și atunci voi, ca niște adevărate fecioare foarte săritoare, da, vreți să îi ajutați. Detalii mai mult o să primiți și în partea a doua. De ce vă este frică de acest doi de săbi, de spade? Este o persoană, este o carte mentală, da? Mercur, poate ar, poate să fie. Sau o persoană în semn de aer, gemeni, vărsător sau o balanță. Este o persoană care trebuie să decidă între două lucruri. Și vă este greu. Este în poziția fricilor. Vă este greu. Poate că trebuie să renunțați la ceva pentru dragostea voastră. Poate să renunțați chiar la o persoană dragă, tocmai pentru că nu mai corespunde valorilor voastre și să vă setați acțiunea, gândurile, emoțiile pe cu totul alte coordonate. Poate. Deci, în poziția dorințelor aveți nebunul, nebunul care reprezintă ce? Punctul 0. Cred că vă doriți o nouă cale de manifestare și, și repet, toate aceste cărți superbe simt că sunt la început de manifestare. Poate unii dintre voi vă doriți să fiți mai liberi în exprimare, mai puțin uh, crispați, da? și mai, să vă eliberați de niște constrângeri, de niște dogme, de niște preconcepții. Poate este o persoană în jurul vostru care e atât de nebunatică încât vă, vi le doriți în, în preajma voastră. Unii dintre voi vă doriți, ca să nu mă fixez doar la nebun și simt că aceasta ar putea fi o altă interpretare, unii dintre voi vă doriți să vă conectați la spiritualitatea voastră și să experimentați o serie de miracole. O serie de miracole. Și care ar fi cel mai frumos miracol decât să vă întâlniți jumătatea care vă completează cel mai bine și care vă apreciază, da? Și și vă iubește. Acestea trei sunt niște cărți absolut superbe. Acesta ar fi, să zic, un miracol pe care majoritatea ne-l dorim în viața noastră, dar ca miracolul să se întâmple, trebuie să și manifestăm. Până la urmă, într-un final de, de, februarie, aveți valetul de, mone de monede, pardon, ceea ce reprezintă un mesaj, um, de bine, dar poate să fie și un cadou. Poate primiți cadouri cu ocazia Valentine's Day, dar cred că mult mai potrivit pentru unii dintre voi reprezintă. Un moment de studiu. Poate sunteți voi, pentru că acest vale de, de monede reprezintă și o persoană studioasă, da? Cred că voi, pentru că aveți regina de monede în Suflet, studiați o problemă. Ori studiați această problem, persoană, ori studiați cum să vă manifestați jumătatea, Sufletul Pereche, Twin Flame-ul, da? Ori studiați um, relația cu persoana despre care voi citi în partea a doua. Studiați niște aspecte și încercați să le faceți, să le. Uh, toate dorințele și emoțiile vreți să le transformați în realitate. Vă aștept în partea a doua.